tras cortina, cum spunem noi. Ne-am așezat în catafalt, acolo în sicriu, ni s-a pus pânza pe față, ni s-a pus crucea în mâini, ni s-a pus mâine pe piept, ne-au așezat, ne-au pus acolo în ordine, ne veghează o zi, două și ne trimite în dormitor, haideți, la odihnă, la pensia universală, cum se spune, la concediu universal. Și stăm acolo și ne coacem în pământ liniștiți, iar cei de deasupra cântă, dansează, visează, se bucură, trăiesc, râd, mănâncă, se perpetuează, merg mai departe. Numai că ei uită că ușa la dormitor rămâne veșnic deschisă. Ați văzut, dacă ar fi să ne luăm după urături și după felicitări, toate încep cu mulți, mulți, mulți ani. Ei, Doamne ferește, să te ferească o boală din aia nenorocită. Și tu să ai mulți ani de trăit. Și tu să ai mulți, mulți ani de trăit. Eu cred că rugăciunea de la cumpăna dintre ani ar trebui să sune așa. Doamne Dumnezeu mântuirii mele, dă-mi mie toate cele de folos, nimic în plus din ce nu-mi trebuie, păzește-mă întreg și sănătos și ia-mă sub aripa ta când te pricep mai bine, când te cunosc mai bine, când te iubesc mai mult și sunt cel mai curat pentru tine. Nu ne trebuie altă rugăciune. Câți oameni se roagă la cumpăna dintre ani? Se roagă, să știți, de exemplu, sunt acele dorințe la miezul nopții. Am avut ani când am avut în biserică și 200-300 de oameni. Și nu numai între noastră, în toate bisericile. Și Iașul, de exemplu, este o cetate a bisericilor, cred că avem 50-60 de biserici, majoritatea voivodale. Gem în noaptea de anul nou. Adică lumea a înțeles sensul creației și a lucrurilor. Și de ce spun lucrul ăsta? Dacă tu știi să te împaci cu Dumnezeu la cumpăna aceea dintre ani și răgazul ăla știi să-l împarți și cu El, El de anul viitor are grijă să-ți dea ceva bun. Dar dacă tu limitezi totul la distracție, ce se întâmplă? S-ar putea ca Dumnezeu să nu te cunoască. Adică ce zici, lasă-mă, dacă nu are nevoie de mine, cum spune că a făcut poporul lui Israel, după ce îi trece prin Marea Roșie și îi scoate în necaș din primejdie, ei își fac un vițel de aur, dansează și mănâncă în jurul vițelului. Și spune psalmistul că și-au schimbat asemănarea lui Dumnezeu un vițel care mănâncă iarbă. Adică ce a zis? Ăsta e Dumnezeu nostru. Nu avem și noi Dumnezeu nostru. Friptura, pântecele, viața, bucuria, distracția, prietenii, glumele, bancurile. Dar alea nu ne duc înspre lumină. Ne țin în același întuneric de la miezul nopții, pe care nici pe ăla nu-l suportăm. Ce vor oameni în noaptea de Revelion la miezul nopții? Lumină. Și ce fac? Aruncă alea care fac steluțe, lumini, frumuseți. De ce? Așa și-ar dori oamenii viața. Iar în rai așa este. Plină de frumusețe și de farmec. Dar luptă-te să ajungi acolo. Adică să înțelegi că lângă paharul de vin întâi trebuia să stea potirul. Să înțelegi că lângă cozonacul bun întâi trebuia să stea pâinea Hristos, trupul lui Hristos. Să înțelegi că lângă mâncarea bună întâi trebuia să mănânce sufletul cu rugăciunea. Să înțelegi că pe lângă mintea ta obosită de mii de probleme pe care le rezolvi zilnic, trebuia să fie și o clipă de răgaz într-un acatistier sau într-o psaltire. Și atunci cumpăna dintre ani este extraordinar de bună. Eu mi-aduc aminte o chestiune din copilărie, n-a fost ceva celebru ce nu s-a mai văzut. Că nu era televizor prin 70, ca acum și atâtea chestiuni. Și bătrâna spune așa, hai să ne culcăm ca la 12 noaptea să fim treji când trece Dumnezeu și schimb banii. Și primul lucru care îl făceau, aprindeau o lumânare și spuneau un tatăl nostru și gustam ceva. Asta era anul nou. După aia mai stăteai un pic, te culcai și te sculai a doua zi și mergeai la biserică. Era sărbătoarea Sfântului Vasile, că noi propriu zis Revelionul este iarăși o parte comercială și, și consumeristă modernă, în fond, iar sfârșitul de an, că noi biserica și începe anul la 1 septembrie bisericesc, că ăsta e anul bisericesc, dar la cumpăna dintre ani, la cel 31-12, noi facem bilanțul economic și financiar a lucrurilor și încheiem ludile după calendarul Nilului, că așa ținem noi calendarul. În schimb, în acea noapte la 1 ianuarie se petrece o mare taină. Aceea este ziua a 8-a în care pruncul Iisus este luat de Ioachim și de Iosif și de Maria și este dus la templu să se taie împrejur.
Îi se pune numele. Toată lumea spune că Hristos s-a botezat la 30 de ani. Nicio poveste. Ce înseamnă bobotează? Sfințirea apelor. Noi îi spunem botezul Domnului pentru că a intrat Domnul în Iordan să primească spălarea de la Ioan după ritualul legii celei vechi. Dar el, botezul propriu-zis, l-a primit a 8-a zi când i s-a pus numele Iisus și a fost tăiat împrejur. Și aici Sfinții Părinți ne arată câteva mărturii simple, nu zăbovim în ele. S-a tăiat împrejur ca primele picături dumnezeiești din trup de copilaș nevinovat să sfințească altarul legii vechi, plin de păcatele și fărlegii poporului spălate cu sânge de dobitoc și de animal, de capră, vițel, oaie, junice, toate făpturile curate cu copita despicată. S-a tăiat împrejur să-l arate că-l doare sufletul pentru lume și vrea să o mântuiască prin sfințirea sângelui său, să arate că are trup și că nu-i nălucă, să arate că este om și nu-i închipuire, și să ne arate nouă că ne iubește. Adică din primele zile ale copilăriei ne dorește sângele lui. Și o să întrebați de ce sânge? Orice om ar fi și de orice putere, de orice grad, de orice funcție, de orice măreție, la sânge omul are o sensibilitate. Și Iisus a profitat de această ființă umană pe care a creat-o să-i lase arta și actul sângelui ca un semn de îmblânzire. Te taie la un deget, te sperie. Ți-a curs sânge un pic, te sperie. Ai pățit ceva, ai avut o mică emalagie, te sperie. Vezi o leacă de sânge, te sperie. Adică omul devine deodată uman. Da, da, da. Și atunci Iisus a zis, hai să o luăm prin taina sângelui. Tăierea împrejur îmblânzește legea cea veche și începe să o facă accesibilă sau ușor de mulat pe legea cea nouă. Că n-am venit să schimb legea și prorocii, ci doar să le desăvârșesc. Și prima desăvârșire care a făcut-o? A spus clar, băi, nu mai împovărați cu legi oamenii. De ce țineți cheia împărăției cerurilor? Voi nu intrați și nici pe alții nu-i lăsați. Lăsați legea să decurgă normal. Sâmbăta s-a făcut pentru om și nu omul pentru sâmbătă. Sunt 2000 de ani de la Hristos și noi nu știm azi încă unii din noi dacă trebuie să ne rugăm sâmbăta sau duminica. De ce te rogi tu sâmbăta? Poți să-mi explici? De ce mă rog eu duminica? Poți să-mi explici? De ce te rogi tu altfel și eu altfel? Pentru că fiecare gândește în dreptul lui. În momentul în care Hristos și-a vărsat sângele pentru mine, eu trebuie să mă rog lui Hristos, cum spune Apostolul Pavel, neîncetat. Iar David îmi spune și mai aspru, în toată vremea și în tot locul, în tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul, pururea lauda lui în gura mea. Deci așa că și Apostolul Pavel ta aici mai scurt, neîncetat vă rugați. Adică n-avem o motivație, dar în schimb omul când vede sângele un pic se îmblânzește. De aceea potirul a făcut din păcătoși sfinți, potirul a făcut din păcătoși drepți, potirul a făcut din ticăloși demni, din stricați oameni vrednici, din lacomi oameni milostivi, din oameni bolnavi oameni sănătoși, din oameni răi oameni buni. Ca această împărtășire a mea să fie la voi în veacul veacului. Spre tămăduirea trupului, să n-avem boli, a sufletului, să n-avem patimi și spre viața de veci. Deci, trecerea dintre ani este puntea eschatologică a fiecăruia dintre noi care îngroapă un an și descoperă o nouă lume cu alte concepte. Poate anul ăsta mai bună, poate anul ăsta mai calmă, poate anul ăsta mai blândă, poate anul ăsta mai rodnică, poate anul ăsta mai liniștită, ca în jurnalul meu de viață să se împletească binele peste rău, nu rău peste bine. Să am echilibru Duhului Sfânt în ceea ce fac și să nu apar ca un mare consumator de Dumnezeu fără roade, ca un mare consumator de timp fără folos și ca un mare consumator de viață fără direcție. Sunt trei chei pe care încă poate Părintele Remetei, care este un teolog, mie îmi place cum scrie și ce gândește, poate le-a gândit. Deci, timpul nu ne-i dat să facem ce vrem noi cu el, nu e al nostru în primul rând. Timpul ne este dat să-l dedicăm lui Dumnezeu spre cunoaștere, laudă, mărire, slavă și cinstire. Viața ne-i dată să dăm lui Dumnezeu pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.